că nevoie de ceva, raportându-ne puțin. Ce greșeală! Leul primește gol, este minutul 15, ce greșeală, o greșeală imensă pe care o comite în defensivă Bogdan Manole, o minge care intră în plasa porții giuleștenilor. Alexandru Bădăuță marchează în minutul 15 pentru 1-0 și se lasă liniștea pentru câteva momente în regie. Rapid, viitorul Pandurii Târgu Jiu, 0-1, revedem acțiunea, revedem greșeala pe care a comis-o acolo Bogdan Manole, de altfel o deviere greșită cu capul al lui Oanea și iată-l pe Bogdan Manole trimițându-și balonul în propria-i poartă, o minge care pleacă de la Iapre, din propria jumătate de teren, forțează acolo o Bădăuță, greșeala adversarului care vine inexplicabil. Incredibil.